Codul galben de vijelii face pagube însemnate în județul Hunedoara. 7 acoperișuri au fost distruse de vântul puternic, iar 5 autoturisme de asemenea au suferit pagube. Viteza vântului a ajuns chiar la 120 de km pe oră. Drumul dintre localitățile Peștiș și Almaș a fost blocat ore în șir. Pompierii au intervenit și au reușit să îndepărteze obstacolele de pe drum. Și vedem împreună ce se întâmplă mai departe cu vremea. În capitală avem temperaturi cât se poate de plăcute. Cum va fi de azi încolo și ce se întâmplă cu această avertizare de vijelii? Ne explică Denisa Țicu. Denisa, bună dimineața! Bine te-am regăsit, Nadina. Să știi că și în București a început așa un vânticel. Se va intensifica pe parcursul zilei. Meteorologii anunță inclusiv în capitală rafale de până la 40-45 de km pe oră. Dar avem cod galben de vânt puternic pentru zona montană, Carpații Meridional, zona Carpaților Oriental, zona de sud a Banatului și vestul Olteniei, unde vor fi rafale de până la 55-65 de km pe oră. În zonele montane aferente însă sunt la această oră în vigoare mai multe avertizări de cod portocaliu pe crestele montane. Să știți că viteza vântului depășește 120-140 de km pe oră la rafală. De altfel, intensificări de vânt vor fi astăzi în majoritatea zonelor țării, dar vorbim și despre ploi prin vest și sud-vest deocamdată. Mâine aceste ploi se extind și în zona Transilvaniei și vor ajunge mâine după amiază și în zona de sud a țării. Astăzi, în special în zona montană, sunt anunțate cantități mai mari de apă, undeva la 30 de litri pe metru pătrat izolat. Stăm bine însă la capitolul temperaturi și situația nu se va schimba din acest punct de vedere nici în următoarea perioadă. Rămânem cu vreme caldă până la finalul acestei săptămâni. Și dacă astăzi temperatura maximă ar putea atinge valoarea de 24 de grade, mă refer la maxima la nivelul întregii țări, mâine și poimine, deși valorile termice vor mai scădea, vor ajunge undeva la 20-21 de grade. Cald și frumos astăzi în zona de sud-est a teritoriului, pentru că în rest vor fi înnorări și ploi, mai ales după amiază și spre seară. Plouă la această oră în Oltenia, în Muntenia, dar și în zona montană. Ploile încep încet, încet și în zona de vest a țării. Deocamdată, Bucureștiul este ocolit de precipitații, apar mâine aici. Astăzi vom avea parte de o vreme destul de frumoasă, cu o maximă de 22 de grade. Acum la stațiile meteo sunt cam 15-16 grade, așa că vremea se va încălzi în orele care urmează. Minima nopții destul de bună, 12 grade, un cer temporar noros la noapte, iar mâine pe parcursul zilei vă spuneam că va și ploua în București, iar temperatura va mai scădea. Maxima prognozată 17 grade. Vineri temperatura crește din nou 19 grade cu soare în zona capitalei. La munte ploi, intensificări de vânt, v-am spus deja că la mai mult de 1800 de metri altitudine viteza vântului este una destul de mare la rafală. Mâine temperaturi ceva mai scăzute, pornesc de pe la 12 grade în zona de nord a Moldovei și ajung în vestul și sud-estul țării la 18, cel mult 20 de grade, observați și pe hartă. Un cer temporar noros în mare parte din țară, dar ploile vor fi prezente mai ales în zona Transilvaniei și prin Muntenia. Cantitățile de apă ar putea fi mai însemnate, spun meteorologii. Vineri iese soarele și temperaturile, să știți că încep să crească, maxime de până la 22 de grade și o vreme destul de frumoasă la finalul acestei săptămâni. Nadina. Mulțumesc!